În câteva momente, pe stadionul din spatele nostru, va începe meciul Altai al Nasr, adică echipa lui Mirel Rădoi împotriva lui Cristiano Ronaldo. Venirea lui Ronaldo în Arabia Saudită a dat o altă dimensiune fotbalului de aici. E o adevărată nebunie în jurul stadionului. Pentru prima dată în acest sezon, echipa lui Rădoi va juca un meci cu casa închisă, pentru că, evident, atracția principală este Cristiano Ronaldo. Se vede cu ochiul liber. În jurul stadionului, cei mai mulți nu sunt cei care poartă tricouri sau fulare cu Al Nassr, nici cei care poartă semnele echipei gazdă, ci microbiștii care au tricouri cu Ronaldo, eșarfe cu Ronaldo și așa mai departe. Un alt lucru care mi-a atras atenția este prezența destul de mare a femeilor la stadion, un lucru absolut interzis până acum 5 ani în Arabia Saudită, o țară cu evidente probleme în respectarea drepturilor omului, dar care pare să facă niște eforturi de curățare a imaginii în ultima vreme. Una dintre decizii este chiar aceasta: femeile au primit drepturi care în orice altă societate civilizată sunt în vigoare dintotdeauna, poate, printre ele dreptul de a conduce o mașină sau dreptul de a asista la evenimente sportive. Cum spuneam, multe femei astăzi pe stadion, chiar dacă, evident, respectând tradițiile și purtând nicabul. Da, suporterii cred că mai degrabă așteaptă un show din partea lui Ronaldo decât o victorie din partea echipei gazdă, dar vom vedea ce se întâmplă. Haideți să mergem pe stadion să vedem care e atmosfera acolo. وليد عبد الله مدرب الفريق.